Dragii noștri, suntem mulțumitori lui Dumnezeu că am prins și ziua aceasta și probabil că ați văzut emisiunea trecută. Sperăm că v-a plăcut, sperăm că v-ați și rugat pentru noi, nu foarte mult, dar înțelept. Vă mulțumim încă o dată că ne primiți în casele voastre și pentru că așa este, îți propui să faci lucruri multe, să le faci din scurt, dar nu ți iese întotdeauna. Am hotărât să nu vă chinuim cu foarte mult într-o emisiune, dar nici nu am putut lăsa pe colegii mei să plece acasă pentru că ne-au rămas atâtea lucruri de povestit. Așa că vă mulțumesc că sunteți încă cu noi în locul acesta. Binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi și casele voastre. Amin. Sper că ați simțit rugăciunea celor care s-au rugat pentru voi. Dacă nu, o să le aducem aminte încă o dată că noi atunci când le cerem să se roage pentru noi, nu glumim. Chiar avem nevoie de rugăciuni și poate avem nevoie de rugăciuni mai mult decât ne dăm seama. Mă gândeam să vă întreb următorul lucru. Știu că și eu am trecut pe acolo. Suntem tineri, toți avem vise, mai ales în timpul școlii. Citim cărți, avem profesori. Ați terminat școala cu vise și aveți câțiva ani de slujire. Câți ani de slujire ai, frate Ovidiu? Aproape 11. Dacă pun și anii de seminar și anii de adolescență, dar de slujire ca în lucrarea pastorală, 11. Ce s-a împlinit din vise și ce s-a adăugat frumos? S-au împlinit unele lucruri. Lucrarea Domnului e fascinantă, e extraordinar de frumoasă. Și n-aș lăsa-o numai la nivel ăsta de vis, de utopic, de lucruri pe care ți le dorești. Biblia spune că omul care se teme de Domnul își vede dorințele împlinite. Sunt multe lucruri care s-au realizat. Da, dar nu spune că le vede la 25 de ani sau la 35 de ani. Nu deodată, dar sunt multe lucruri care s-au împlinit. Sunt mulți oameni care s-au vindecat, multe familii vindecate, mulți tineri care au devenit serioși și pot spune nume, mă pot gândi cu bucurie în urmă, la tineri care au luat o decizie bună, familii care au luat o decizie bună, pentru că am fost acolo și i-am ajutat. Te poți gândi la lucruri pe care poate niciodată nu ne-ai gândit să le faci, Dumnezeu te-a binecuvântat, le-ai făcut și au fost frumoase? Studiu biblic. Eu am visat mereu spre evangelizare și a ține studiu biblic în biserică. Am avut alți frați care țineau studiu biblic și când a trebuit să preiau un pic lucrarea asta de studiu biblic și să o dezvolt, m-am rugat Domnului, Doamne, dă-mi și darul de învățător să o pot duce mai departe și spre surprinderea mea Dumnezeu m-a ascultat și sper că reușesc. Dumnezeu face lucrurile frumoase. Cred că atunci când ceri un dar de la Domnul, spune că Domnul dă daruri. Cadou. Și când ai nevoie în lucrare, Dumnezeu, am plecat cu frica asta în lucrare, dacă nu pot, dar adevărul, ce pot spune eu din cuvânt și din experiență, Dumnezeu te echipează cu tot ce ai nevoie. Și la momentul potrivit. Și la momentul potrivit. Da. Dumnezeu te echipează cu tot ce ai nevoie să poți să dai randament, să fii eficient în lucrarea la care îl te cheamă. Eu personal cred într-o viață planificată și încerc să-mi planific lucrurile. Dar am văzut mereu și mereu că Dumnezeu te surprinde. Din nou, sunt pentru planificare și cred ce spune Apostolul Pavel, că mi-am propus să mă duc acolo și în altă parte. Dar după ce ne facem agenda, cred că e bine să rămână deschisă înaintea lui Dumnezeu și El să poată modifica agenda noastră, că o modifică numai înspre bine. Și aș putea să spun că unele din lucrurile frumoase pe care le-am făcut în lucrare nu le-am avut nici măcar în vis. Exact. Și asta este, fie că iau lucrarea de la început, fie că iau uneori la începutul anului. Bine, a fost și o vreme în care prezentam la începutul anului ca o PowerPoint, tot în fața bisericii, ce vrem să facem, ce cutare. Ceea ce sunt lucruri faine, dar să nu credem că le decidem noi. Adică noi le așezăm înaintea lui Dumnezeu, sunt ocazii în care Dumnezeu hotărăște să se împlinească atât la sută din planurile noastre și pot veni surprizele lui Dumnezeu, uneori prelungește ceva și alteori aduce niște lucruri frumoase. Deci dependența de Dumnezeu rămâne o stare continuă. Știu că tu ai fost cu evangelizarea, cu misiunea. Da. Una din descurajările mele este numărul mic de convertiri din zona în care slujesc acum. Cred că Dumnezeu mă cheamă mult mai mult la răbdare și dacă Dumnezeu a lucrat ceva în mine, să zic factorul bun, că Dumnezeu a lucrat multă răbdare în mine. Fiind tânăr, aveam un elan, dorințe să se schimbe, gata, când merg, știu tot, trebuie să meargă totul și mi-am dat seama că, de fapt, lucrul cu oamenii e mult mai greu decât credeam eu și mai mult decât a lucrat Dumnezeu la biserică,
biserica pe care o slujesc și zona în care slujesc, Dumnezeu a lucrat mai mult la mine, personal. Și Dumnezeu mi-a pregătit inima într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Am început să urmez niște cursuri de consiliere, niște cursuri de misiune transculturală pe care nu le-aș fi visat vreodată. Și cred că Dumnezeu, așa, cărămidă cu cărămidă, zidește viața mea și zidește și biserica. Nu avem o creștere explozivă, nu ne umflăm, dar cred că mergem în direcția bună și crește, pas cu pas. Mă gândeam la un moment dat dacă să vă întreb, după asta am renunțat, dar acum nu pot să nu vă întreb, chiar mi-a venit, dacă v-aș pune întrebarea, există lucruri pe care nu le înțelegi la Dumnezeu? Și o să vă spun eu înainte, că tot mi-a ridicat-o Emanuel la fileu, nu înțeleg la Dumnezeu chestia asta cu factorul timp. Adică Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a zis să crească copaci, au crescut copaci, să dea verdeață, a dat verdeață. Și același Dumnezeu care a făcut într-o fracțiune de secundă, sau nu știu cum să mă exprim, acum face ca un stejar să crească în 150 de ani sau ceva. Știi? Și poate nemulțumirea unor neveste este că un bărbat se maturizează, nu știu, în 20, 30, 50 sau 80 de ani. Când Dumnezeu l-a putut face pe Adam matur dintr-o dată, da? Poate că asta este una din frământările noastre. De ce un Dumnezeu care poate face totul imediat a introdus factorul timp și uneori timp înseamnă nu o zi, nu o săptămână, ci poate ani de zile? Când e în dreptul meu, mă bucur uneori că Dumnezeu rabdă. Dacă ar face totul la minut sau la secundă, ar fi mai de neînțeles pentru mine. Stau să mă gândesc doar lucrarea de mântuire. Dacă Dumnezeu ar fi făcut-o la secundă, cum am fi văzut noi dragostea Lui? Faptul că a dus-o Hristos la cruce, prin suferință, prin chin, prin ani de zile de lucru cu oamenii, pe mine mă face să înțeleg că timpul își are locul Lui și Dumnezeu folosește uneori timpul și totdeauna îl folosește spre binele nostru. Doar că n-am avut atunci maturitatea să înțeleg și am fost foarte dezamăgit. Am înțeles la un moment dat că Dumnezeu folosește și lucrurile în timp. Am înțeles că Dumnezeu are planul Lui, că El controlează lucrurile. Planul e al Lui Dumnezeu. Noi nu-i facem planul Lui Dumnezeu, ci intrăm în planurile Lui. Și asta n-am putut eu să înțeleg. Dependența de Dumnezeu este și frumoasă și interesantă. Exact. Te deranjează ceva în economia Lui Dumnezeu sau nu? Sună urât, dar... Da, a te alinia întotdeauna cu planul Lui Dumnezeu e un efort. E greu. Dumnezeu care, dar e necesar. Dumnezeu care nu te întreabă, nu-ți dă socoteală, nu-ți dă nici măcar explicațiile. Vai de câte ori mi-aș fi dorit ideea aceea de 5 minute să stai de vorbă cu Dumnezeu, măcar să-ți spune ce urmează. Hai. Știi? Și Dumnezeu... Da, nici Iov n-a avut parte de harul ăsta. Dar mi s-a arătat Dumnezeu și ea... Bun, ne întoarcem la slujire. Ați intrat în slujire și te duci pre ei. Indiferent că vorbim, că pre ei o grupă dintr-o biserică. În cazul vostru ați preluat o biserică sau mai multe biserici. Ați ajuns cumva într-un loc ideal unde ați găsit cei mai faini colaboratori care v-au ajutat, a fost mereu alături de voi. Una din cântările mele preferate, cântarea 391, dacă nu greșesc, frumoasă e a Domnului casă, spre ea merge. Casa de sus, casa de sus sau casa de jos. Da, toate bisericile sunt frumoase. Toate bisericile. Și acolo unde sunt copiii lui Dumnezeu adunați, e frumos. Și e binecuvântare. Nu, eu n-am vrut să vă trag de limbă, Emanuel, că nu, poate se uită și comitetul bisericii și colaboratorii și acum... Sper să aibă timp. Da, sperăm să aibă timp, da. Să uite. Dar așa, când intri în slujire ca tânăr, oare nu te aștepți cumva să te duci, să găsești o echipă de slujitori care să vină alături de tine, toată lumea să te susțină, ai proiecte frumoase, să meargă cam așa în realitate sau... Nu tot timpul e așa. Nu tot timpul. Și de asta spuneam, factorul timp trebuie să-l înțeleagă fiecare. Și factorul om. Pentru că la urmă urmei și eu ca om sunt dificil în aspectele mele și greu de modelat. Așa din firea noastră suntem noi oamenii. Am găsit însă și frați credincioși. Dacă mă bucur de ceva în biserica pe care o slujesc, e că avem niște frați pocăiți. Avem câteva persoane cu o mărturie deosebită. Și ce ai zice unui coleg care, nu la televiziune, că nu-și permite, că noi multe nu ne permitem, mai tăcem și noi, da?
ar spune, Emanuel, eu m-am dus și nu am găsit oamenii care am așteptat, care am visat. Ce ai zice să facă? Să se roage Domnului, să lucreze Dumnezeu să schimbe. Da, și vezi, da. Asta, nu știu dacă de vreme sau târziu mi-a venit în minte. Haideți să vă spun o altă experiență. Eu îmi plăcea mult să cânt, știam foarte multe cântări, dar aveam ocazia când poate mă duceam undeva și nu știam cântarea. Și în prima fază, când nu știam cântarea, știi ce făceam? Nu cântam. Aveam așa cumva liniștea asta sufletească, nu știu. Până când într-o zi mi-a venit gândul, Viorele, și ce dacă nu știi? Învață-o! Adică nu știi, pune mâna și învață, și apoi o cântă. Și asta mă gândeam și la slujitor. Dacă mă duc și îi găsesc, slăvit să fie Domnul, mulțumesc înaintașilor care au investit în ei, dacă nu găsesc suficienți în toate domeniile, cum aș vrea, poate tocmai de asta m-a trimis Dumnezeu, în timp, cu răbdare, cu înțelepciune, să-i echipare, formez, da. Să-i echipez. Da? Deci, acum lucrarea lui Dumnezeu e clar că se face în colaborare, și un slujitor care încearcă să facă totul singur nici nu lucrează biblic și va ajunge foarte repede la epuizare. Când o biserică stă în eficiența unui om, unui singur om, și depinde de acel om, nu e bine. Omul acela poate să fie epuizat, obosit, bolnav, și ce faci? Biserica nu poate sta într-un om. Bun, dar omul nu este trupul lui Hristos. Da. Este un mădular. Cred că s-au adus acele vremuri care ne uitam la un lider puternic, care el și cânta, și predica, și făcea evangelizare. Cred că modelul biblic e că lucrarea lui Dumnezeu se face împreună, în echipă. Vedem Pavel, Silvan și Timotei, Pavel, Timotei și Tit. Apostolul Pavel a avut o abilitate și o înțelepciune deosebită să-și facă colaboratori. Și aici vreau să mai spun un lucru, dacă îmi permiteți. Eu cred că nu în fiecare biserică există oameni cu care să colaboreze. Există un mit unde spui, n-am cu cine colabora, nu găsesc parteneri în lucrare, nu găsesc cu cine să lucrez. Eu cred că astea sunt niște mituri. Eu am umblat și eu prin câteva biserici pe care le-am slujit, în toate bisericile, am găsit oameni care vor și oameni care vor, dar mai greu. Dar găsești oameni să lucrezi, îi stai umis, n-am găsit și trebuie să fac eu de toate. Nu, găsești oameni și dacă nu îi găsești, poți să ți-i formezi așa cum ați spus. Bun, există ispita asta să n-am răbdare să-i formez pe ceilalți și să mă angajez eu tot să fac. Asta e o mare greșeală. Da, nu știu dacă îmi permit eu să spun asta, dar cred că e o mare greșeală și o ispită ca liderul să spună eu fac mai bine și aia și aia decât să fac altul mai stângaci, lasă că le fac eu pe toate. Eu cred că e o greșeală lucrul acesta, pentru că o biserică se zidește prin ceea ce dă fiecare modular în parte. S-ar putea ca pe termen scurt lucrarea unuia singur să fie mai profesională, dar pe termen lung afectează foarte mult. Asta este o părere a mea. Zici, apoi am vrut să spun că ce m-a încurajat pe mine și asta s-a văzut în conducerea bisericii unde slujim, am găsit un grup de frați care se adunau săptămânal la rugăciune. Bineînțeles, grupul a început dinainte să ajung eu la biserica aceasta. A suferit o anume dinamică, câteva schimbări, dar persoanele cu care am petrecut timp cel mai mult, cu ele sunt în cea mai bună înțelegere. Cine a venit la rugăciune, și nu secvențial, din când în când, cine a fost consecvent cu părtășia frățească de lideri, împreună cu ei am reușit să formăm o echipă de slujitori frumoasă. Și suntem, bineînțeles, în curs de pregătire, de instruire, dar părtășia împreună a ajutat foarte mult. Da. Oricum e o pregătire continuă. Când ești în procesul de pregătire în școală, te gândești ce ți-ar plăcea să faci în slujire. Chiar crezi că vei fi eficient. După ce intri în lucrare, eu cred că vii cu picioarele mai pe umăr, capul mai pe umăr, cu picioarele pe pământ și îți dai seama că există unele domenii în care faci lucrarea, dar unele domenii în care chiar ești binecuvântat și ai o mare bucurie, o mare satisfacție. Aveți ceva domeniu de genul ăsta? Unde slujiți cu foarte multă bucurie și vi se pare că sunteți și eficienți? Acum, nici un lucrător nu le are pe toate. Nimeni nu este un superman. Nu există păstori supermeni. Fiecare om are... Poate există care se crede. Care se crede, eventual. Dar în toate lucrurile avem de învățat și de crescut. Dacă ar fi să alegi ceva să faci numai lucrul ăla, ce ai face? Eu aș face în continuu evangelizare, asta îmi place. Și aș face numai evangelizare, poate lucrarea de păstorire, unde e
foarte dificil, adică nu e așa ușor, sunt oameni care te primesc să stai cu ei de vorbă, îți deschid casa, sunt oameni care sunt mai reținuți, trebuie să ai oarecare înțelepciune, să vorbești, cum spune Pavel, cu cei mai în vârstă ca cu niște tați, cu cei mai tineri ca cu niște frați, cu, îți trebuie oarecare înțelepciune pe care nu poți să o capăți. Important e să vrei să slujești, să începi să slujești și Dumnezeu îți va da și înțelepciunea asta. Eu am 10 ani, 11 ani aproape de pastorală și încă învăț și le spun fraților mereu, rugați-vă pentru mine să știu să mă apropii de un bătrân, să știu să mă apropii. Oricum și generațiile se schimbă, poate nu radical, dar oricum se schimbă semnificativ. Mă uit cum eram noi, cum sunt copiii mei, cum sunt generațiile de adolescență acum și mereu și mereu trebuie să ai dorința asta și înțelepciunea asta de a fi updatat, am spus bine, da. Să fii la zi cu, să știi cum să te apropii de fiecare. Biblia nu se poate updata, Biblia rămâne, Biblia aceeași, rămâne aceeași felul în care prezinți principiile. Ce ți-ai pune în fișa apostolului, Emanuel, dacă ai putea pune ce vrei tu, numai ce vrei tu? Am spus bisericii în ziua ordinării că dacă ar fi să aleg între Amvon și Gara de Nord, aș alege Gara de Nord. Având în vedere pasiunea mea pentru evangelizare, mă bucur, cred că unul din darurile lui Dumnezeu pentru mine este și legat de organizare. Îmi place să văd lucrurile la locul lor, în Biserica Domnului. Pasiunea mea teologică este legată de eclesiologie. Și ca unul care am studiat cât de cât pe subiectul acesta, îmi place să văd biserica. Îmi place să o văd la locul ei. M-am bucurat. Bun, asta n-are nicio legătură cu Gara de Nord. Nu are. Am biserica și pasiunea din Gara aceasta. Am pasiunea aceasta, dar biserica se câștigă. Am dat un exemplu de predicare în afara clădirii. Da, da. Biserica se formează și în măsura în care suntem gata să evangelizăm. Biserica e o întrebare. Și evangeliștii sunt dați pentru zidirea bisericii. Deci biserica e zidită și prin lucrarea evangeliștilor. Oh, sigur. Și dacă te uiți la evangeliști de la început, ei plecau susținuți de biserică. Vedeau înapoi, dădeau rapoarte, adică ei erau susținuți și material, dar și spiritual pe, pe câmpul de misiune, de forța bisericii care te metea. Nu te poți duce tu ca haiduc, te zbați cu duhurile necurate. Am uitat să vă spun că nu trebuie să răspundeți la toate întrebările. Asta e o întrebare la care puteți să nu răspundeți. Ați avut momente în care ați făcut ceva și după asta ați avut senzația că ați pierdut timp? Da. Fără detalii. Da. Absolut. De multe ori. Hai să vă spun eu. Era o chestie care nu pot uita, dar aici cumva m-a fraierit un coleg de-a meu, știi, care m-a sunat că trebuie să mergem undeva la o biserică să o ajutăm și era chiar o zi nepotrivită. N-ar fi trebuit să mă duc eu în ziua respectivă. Adică de ce? Aveam un an de la căsătorie, știi? Dar eu, no, lucrarea lui Dumnezeu, mi-am lăsat nevasta, tot, m-am dus acolo. Am ajuns și am stat o jumătate de noapte cu doi bătrâni care se certau, doi bărbați. Acolo am făcut o descoperire că ei se certau de vreo 30 de ani. Deci nu eram uzei să mergem seara aia. Am luat eu plasă, știi? Eu am pierdut prima aniversare cu nevasta, știi? Că puteam să mă duc și a doua zi la ei. Dar ce a fost așa mai interesant pentru mine ca slujitor tânăr plin de râvnă, că după ce am încercat noi să lămurim și tot, unul din ei așa înspre 11 noaptea s-a uitat la noi, știi, și a zis, îmi pare rău că am pierdut atâta vreme cu voi. El, lui a părut rău că a pierdut atâta vreme cu noi. Se întâmplă, dar am bine că... Am avut și eu simțul de multe ori. Da, bine că Domnul știe. Acum nădăjdim că Dumnezeu a contabilizat și slujirea și îl răspătește. Poți fi sigur. Dacă toți suntem aici, eu știu că lucrarea este frumoasă. Eu am obișnuit să spun că lucrarea este frumoasă și grea. Sunt și greutăți. Adică dacă noi spunem că fiecare creștin are crucea lui, sunt și greutăți în viața slujitorului. Dacă m-ați rugat să fac orice, în afară de a predica, de a face pastorală, aș spune că este infinit mai ușor. Să mă apuc să zugrăvesc pe aici, nu știu, să mut covoare, să... Mulți se uită la lucrarea pastorală și spun, a, pastorul predică duminica, mai ține miercuri așa ceva, îmbrăcat frumos, costum, curat. Însă lucrarea cu oamenii nu e așa de ușoară și dacă iei un sac de cartofi și îl pui într-un loc, el stă acolo. Dar să stai de vorbă cu un om și să cauți să așezi un om, să-l vezi că începe să priceapă și să meargă bine cu familia, cu copiii, cu,
cu atâtea lucruri complicate, pentru că viața e complicată, e foarte dificil. Da, deci dacă chiar vrei să... Că uneori cred că noi folosim comparația aceasta cu marele preot din Vechiul Testament care purta triburile scrise pe inima lui, știi? Să le aibă pe plac acolo, să le poarte înaintea lui Dumnezeu. Cred că un slujitor care poartă fiecare tânăr, fiecare familie înaintea lui Dumnezeu. I-am zis odată, eu nu m-am prea certat cu oamenii, nici n-am avut multe greutăți în slujire, că nu le-am privit așa, dar într-o situație în care cineva, poate că a fost obrăznicuț cu mine, așa să zic frumos, stau și m-am uitat la el și atât i-am spus, zic, poate că dacă aș fi în locul tău aș vorbi un pic diferit, că bănuiesc că sunt nopți în care tu dormi liniștit și eu mă rog pentru familia ta. S-a uitat la mine, nu s-a așteptat la asta nici cum. Probabil s-ar fi bucurat să ne certăm. Zic, doar atât m-aș gândi că poate sunt nopți în care tu dormi, dar eu stau și mă rog pentru familia ta. Nu mi-a mai zis un cuvânt de atunci, niciodată. Ce aș vrea eu să precizez pentru cei care ne ascultă? Eu n-aș vrea să spun că ceea ce fac ei e mai ușor și noi facem mai greu. A, nu, acum nu vreau să mă plâng de lucrarea pastorală sau de cât e de dificilă slujirea. Nu, slujirea e frumoasă și dacă o faci împreună cu Hristos, ea e, jugul meu este ușor, spune Domnul Iisus Hristos. Însă am vrut să spun lucrul acesta pentru că sunt mulți care gândesc despre lucrarea Domnului în termeni, lasă că putem să o facem cumva... și între programele noastre. Putem face lucrarea Domnului așa, când ne permite timpul. Lasă că doar e lucrarea Domnului. Nu, lucrarea Domnului, dacă ne uităm și la Moise, care a coborât cu tablele alea, de pe, trebuie să facă alte table, le-o spart, să ducă poporul mai departe, să mijlocească. Sunt lucrări la fel de dificile ca și oricare alte lucrări. Și munca spirituală e la fel de grea, hai să spun, poate și mai grea, dar la fel de grea ca oricare altă muncă. Știi ce? Și o să mă duc la tine, Emanuel. Ai dreptate și dintr-un punct de vedere, cred că și noi suntem vinovați. Pentru că eu stau și mă întreb, în viața bisericii, câți slujitori au momente de deschidere cu biserica și să împărtășească prin ce trec? Nu știu... Poate este impresia mea greșită, a fost o vreme cel puțin, nu știu dacă mai este așa. Când dacă vine un slujitor într-o biserică, oamenii te așează pe un pedestal acolo, îți pun o aureolă în vârful capului și probabil unii se obișnuiesc cu asta și tot vor să rămână acolo. Eu de asta făceam referire la Pavel și unul numai, care era foarte deschis cu oamenii și el îi spunea și despre greutăți și despre... Acum oamenii nici nu sunt ghicitori să știe prin ce trecem noi și nu le spunem noi, dacă ar ști noi cât ne abținem, dar poate din când în când, măcar la un subiect așa de rugăciune, ar fi bine să le spunem oamenilor că apreciem o rugăciune pe direcția aceasta, spune Emanuel. Unde mi-e greu, uneori mi-e greu să-i înțeleg pe frați, vedeți, eu ca slujitor implicat full-time, am multe așteptări de la ei. Dar eu uit că frații de luni dimineață până vineri sau sâmbătă trag tare. Ei n-au timpul meu. Ei nu sunt implicați full-time în slujire. Și uneori cred că am această imaturitate să nu fiu conștient de munca pe care ei trebuie să o depună pentru familiile lor. Eu trăiesc din câștigul lor, dar ei trăiesc din munca lor. Și asta mă face pe mine să mă blochez uneori, că nu înțeleg. Pe de altă parte, sunt descurajat mult în lucrare când oamenii nu mă urmează. Adică dacă mergem la casa lui Dumnezeu, așteptăm ca Dumnezeu să vorbească. Așteptăm ca Dumnezeu să ne deschidă scripturile, să ne aducă din Evanghelia lui. M-aș aștepta ca noi, ca și membri ai bisericii, să venim cu această așteptare. Dacă Dumnezeu a vorbit prin robul lui din față, că e la rugăciune, că e la predică sau la studiu biblic, trebuie ca și credincios să depun minimul de efort. Băi, oare ce a zis păstorul ăsta? Hai totuși să merg acasă, să pun în aplicare. Ce mi-a vorbit Dumnezeu prin el. Exact. Da. Aici mă dezamăgesc de foarte multe ori în lucrare. Am impresia că ori eu sunt aerian, ori frații sunt prea conectați la alte lucruri și deconectați de la slujire. Și asta mă face să mă dezamăgesc. Poate uneori sunt și eu aerian și frații aerieni. S-ar putea uneori da, să fim uneori și, să noi, fim da. Și noi. Eu mă gândeam într-o conjunctură dacă am contabiliza
pe minute câte le cerem oamenilor să facă, poate că s-a dat una multe. Adică noi, asta cerem noi și pe bună dreptate, că e pentru beneficiul lor spiritual, nu? Le cerem să aibă un timp de rugăciune privat, da? Le cerem să aibă un timp în citirea cuvântului, le cerem să se mai viziteze unii pe alții, le cerem să meargă la unul care nu-l cunoaște pe Hristos să-i vorbească despre mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Le aducem aminte în altă zi că dacă nu cercetezi pe orfan și pe văduvă, religiunea este fără rost. Ei, sigur că nu trebuie făcute toate într-o săptămână, deci poate fi și extrema aceasta în care un slujitor să creadă că membrii din biserică nu fac nimic altceva decât așteaptă să le spună el. Pe de altă parte, și dacă ne-am duce în cealaltă extremă, să zicem, păi nu-i mai împovorăm pe oamenii pe care îi slujim, cu oricum au multe peste pe cap. Eu cred că trebuie să ne rugăm pentru un echilibru. Adică noi cerem și ce înțeleg eu este că de asta ne-a pus Dumnezeu acolo să-i motivăm, dar într-un mod cât mai realist, dacă se poate. Și apoi ei știu să aleagă ce pot să facă acum, ce pot să facă mai târziu. Vis-a-vis de ceea ce spuneai tu, oamenii să preia cu seriozitate un mesaj, să încerce să-l pună în practică, aș face două comentarii. Nu știu dacă voi lua cu seriozitate un mesaj dacă eu nu mă rog lui Dumnezeu să-mi vorbească. Eu am fost un mare critic vis-a-vis de multe lucruri. Și mi-am dat seama că mă duc la, ca tânăr, mă duc la biserică și eu nu mă criticam pe unul și pe altul, că ăla nu. Și atunci am zis, nu se poate, eu pierd vremea la biserică, adică mă gândeam pentru mine, pentru sufletul meu. Și am început să mă rog. Și am zis, acum nu o să mai văd lucrări din biserică prin ce fac ei, ca răspuns la rugăciunile mele. Și când nu-mi convenea ceva, îmi venea minte, Viorele, tu te-ai rugat lui Dumnezeu, da, și ți-a răspuns Dumnezeu la rugăciune. Dacă nu ți-a răspuns la rugăciune, problema e la tine, că nu ți-a răspuns la rugăciune. Dacă ți-a răspuns, taci și ascultă, că poate tocmai asta vrea să-ți vorbească Dumnezeu. Dar va fi mereu, să zic, dependența asta tuturor față de Dumnezeu și dependența slujitorului de adunare, dependența adunării de slujitor. Și poate că m-am gândit eu, nu știu, voi trebuie să vă gândiți generația tânără mai mult ca mine, că în mesajele pe care le aducem oamenilor ar trebui să fim și un pic mai practici. Adică dacă mă gândesc la oamenii care am în biserică, cum spui tu, oameni foarte aglomerați, cu multe pe cap, că trebuie să întrețină familie, au și extreme, în fine, celelalte, să mă gândesc că am, în adunare am 3 oameni în domeniul respectiv. Hai să fac o aplicație pentru ei. Ca omul să nu plece de acolo cu o simplă teorie, trebuie să facem evanghelizare. Asta toți o știm, da? Trebuie să spunem cuiva. Poate să-i dai o idee practică și să spui, dacă nu îți dă Duhul lui Dumnezeu ceva mai practic în săptămâna asta, încearcă varianta mea, durează 5 minute, vezi ce iese de acolo. Că tot am vorbit de dependența asta de slujitor de biserică. Nu știu, cred că există un subiect de ăsta tabu, slujitorul și finanțele. Ce ar merita să știe oamenii din care ne ascultă despre slujitor, partea materială, nu știu, voi trăiți ca Ilie, vă aduc corbi sau ce? Acum Sfânta Scriptură spune că cine slujește cu Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dar cine a hotărât asta? Eu zic că Dumnezeu. A, deci nu biserica, e bun. Da, da. Eu zic că Dumnezeu. Și Biblia zice la fel. Da. N-am văzut până acum slujitori care să moară de foame. Și eu n-am văzut până acum, probabil că nici dumneavoastră care aveți mult mai multă experiență, slujitori harnici, curajoși, devotați, care să sufere. Dar de ce ai zis harnici? Există și leneș? Nu știu. Da, nu zic. Da. Dar un slujitor care depinde de Dumnezeu și slujește pe Dumnezeu, sunt convins că Dumnezeu îi poartă de grijă. În ce mă privește pe mine, am mai mult decât îmi trebuie și Dumnezeu a purtat de grijă. E fascinant un lucru. Vă spun un lucru mai privat. Eu până să mă căsătoresc, cumva reușeam să am anumite privilegii, să lucrez și să am foarte mulți bani. După ce m-am căsătorit, am intrat în lucrarea Domnului, salariul a fost unul modest, da, unul modest. A lucrat și soția, avem și 2 copii,
Dar cum să zic, acum sunt mult mai bogat. Faptul că m-am căsătorit și faptul că ai o familie și o soție chipzuită, știți, este o vorbă, poate să cheltuiască soția cât câștig eu sau invers. Faptul că ai o familie și lucrurile acolo în familie altfel se adună, altfel se strâng, Dumnezeu poartă de grijă și Dumnezeu, deci ai ajuns în Dumnezeu situația, binecuvintează. Ai ajuns în situația să ai mai mult decât bani. Mai mult decât bani. Decât îmi trebuie, am zis. Da, decât îmi trebuie. Da. Ce vreau să spun este să încurajez pe toți aceia care își pun problema. Poate ne urmăresc tineri care se gândesc de ce m-aș face pastor, de ce aș sau o slujire, că de ce m-aș implica în lucrare. Păi eu am prieteni, buni prieteni, care au renunțat la banii pe care ei câștigă, fie că lucrează în IT sau în alte domenii, unde la ora actuală se câștigă mai bine, și ei, din banii pe care își chivernisesc, își fac bine socotelile și investesc în lucrarea Domnului. Păi eu, ca și slujitor, eu zic, când te cheamă Domnul într-o lucrare, nu-ți pune problema banilor. Cred că cu gândul ăsta ar vrea să rămân eu. Nu-ți pune problema banilor, nu-ți pune problema. Pe mine m-au plâns mulți legat de viitor. Însă am reușit să fac casă în București, am reușit să am oarecare stabilitate financiară, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Deci a pleca la slujire cu gândul ăsta a banului, eu cred că nu e un gând de la Dumnezeu. S-ai greșit, slujirea. S-ai greșit. Întreabă-te dacă te cheamă Dumnezeu acolo. Da, dar să înțeleg de aici că totdeauna va fi bine, că nu va fi nicio încercare. Nu. Sunt multe experiențe. Eu aș putea să vă spun multe experiențe și ne-am rugat Domnului și... Gândește-te la experiență. Dumnezeu a intervenit exact când a trebuit și au venit corbii când au trebuit. Da. Mai există corbe, Manuel? Există. Sunt necurați, dar sunt corbi. Dacă îi trimite Domnul. Am avut multe experiențe. Eu m-am lăsat călăuzit în viața de slujire cu partea finanțelor de un gând al fratelui Daniel Fodorian, care spunea niciodată să nu vă negociați salariul cu biserica. Vedeți cât vă pot ajuta, cât pot da, vedeți dacă puteți trăi, dacă mai puteți face ceva pe lângă, dacă nu vă ajunge, dar nu vă negociați cu ei. M-a mai călăuzit un gând întotdeauna pe partea finanțelor că eu sunt angajatul lui Dumnezeu. Da, legal sunt angajat unei biserici care poate sau nu poate să-mi dea toți banii, dar sunt angajatul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată, absolut niciodată, fără resursele necesare. N-am avut posibilitatea să ne facem casă, n-am dorit să schimbăm mașină sau alte lucruri pe care le-am avut. Mergem cu niște cheltuieli modeste, nu suntem extravaganți, dar Dumnezeu întotdeauna a intervenit. O situație, de exemplu, eram proaspăt ordinat ca și slujitor la biserică și imediat după aceea trebuie să mă operez. Era doar salariul meu, soția încă nu avea salar atunci. Ce ne facem? Dacă trebuia să mai fim și bolnavi, nu ne ajungea salarul de atunci. Și Dumnezeu așa a lucrat că unul din frații mei chiar atunci trebuia să vină la București și ne-a dat exact banii de care am avut nevoie. N-am primit bani de concediu niciodată și nici nu o să cer, e lauda mea. Dar în fiecare vară Dumnezeu făcea, de la alții primeam suma adunat, cumulat un salariu. Am experiență, să vă spun, bună dimineață cu finanțele. Am fost conștient că sunt angajatul lui Dumnezeu. Sunt și nevoi. Deocamdată n-am nevoi legate de copii, ce le lași la copii, ce, unde dormi, dacă nu mai ești păstor, unde te duci dacă n-ai casă, cum stau într-o casă pastorală. Dar cred că și atunci Dumnezeu va purta de grijă. Și am ajuns la concluzia asta, când nu mai am bani, muncesc, dar nu cer. Sunt adeptul să nu cer de la oameni. Când nu mai am bani, muncesc. Și înainte muncești. Cum? Zic, și înainte muncești. A, muncești, da, dar muncesc extra. Da, bisericesc. Adică, bun, eu cred că și altceva, asta este un privilegiu. Poate fi o soluție, Dumnezeu, sigur, dar și asta e un privilegiu. Acum, Apostolul Pavel făcea corturi și spune că nu i-a fost rușine și n-a vrut să fie o povară pe nimeni. A fost o laudă pentru el. În generația bea sau poate înaintea mea, știți că erau unii slujitori care luau ideea asta cu apicultura sau așa, mai vreo 10 stup pe lângă, mai ceva pentru familie. Deci munca nu este rușinoasă. Amin. Și dacă suntem în slujirea lui Dumnezeu și
Există situații extreme când trebuie să facem ceva fără să neglijăm lucrarea. Niciodată nu n-aș neglija lucrarea pentru trăile în plus. Pentru că experiența mea și a multora, și vedem în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu și în viața slujitorilor lasă momente de încercare. Așa cum cei pe care îi slujim au momente de încercare. Că noi avem familii în biserică, oameni în biserică care astăzi sunt sus pe val, mâine probabil sunt în Valea Umbrei Morții, că și oamenii lui Dumnezeu trec pe acolo. De câte știu eu, Psalmul 23 a fost scris de un om după inima lui Dumnezeu, așa e, Valea Umbrei Morții. Da? Și poate fi și din punct de vedere financiar să lase Dumnezeu vremuri de încercare. Sigur că aici e și o mare binecuvântare dacă ai și o nevastă echilibrată. Exact. Că dacă ai avea una care toată ziua vede numai diamante sau ceva... Se cam încurcă lucrurile, dar constatarea mea, bănuiesc că este și constatarea voastră, pentru slujitori, pentru copiii lui, pentru proiectele lui Dumnezeu are bani necesari. Întotdeauna. Problema n-au fost niciodată banii. Oameni. Și noastră puteți confirma și alții care ne ascultă pot confirma. Deci la Dumnezeu niciodată n-au fost problema, nu s-au pus problema finanțelor. El niciodată n-a intrat în criză. Aș mai spune ceva aici, cred că trebuie să fie și un echilibru din partea bisericii. Față de păstori, poate exista pericolul ca păstorul să fie ținut efectiv cu tot ce dorește și să ajungă un fel de guru și doar să ceară. Poate fi și extrema cealaltă, Doamne, ține-l smerit că sărac îl ținem noi. Și să uităm că și păstorul are nevoile lui și familia lui și ei au nevoie. Trebuie să ținem un echilibru, păstorului trebuie să-i se îndeplinească nevoile și aș spune că uneori și dorințele, nu doar uneori. Da. Și mai un lucru aș spune foarte important ca păstor, cred că trebuie să fim exemple în slujire și în dărnicie. Noi trebuie să dăruim. Biserica... Deci și păstorii dăruiesc. Da, chiar dacă ne pierdem răsplata, chiar mă gândeam aici, chiar dacă ne pierdem răsplata că află alții că dăm, dacă ar da și ei la încurajarea că noi dăm, mai bine să ne-o pierdem noi și să-și o ia ei. Dar nu, că nu ne pierdem. Să dăruim, în ideea că le spunem că dăruim. Cred că trebuie să fim un exemplu. Eu cred că totul pleacă de la atitudine. Adică dacă eu vreau să mă afișez că am făcut ceva, eu una, sau dacă eu în credincioșie față de Domnul îmi fac partea lui. Și este un lucru foarte important noi să fim model din punctul acesta de vedere. Mi s-a părut interesant în Coreea, că tot vorbim noi de Coreea și de... Dar asta în urmă cu 20 de ani, când a fost prima dată în Coreea de Sud, vorbeam despre susținerea materială a slujitorului, că discutam acolo mai multe lucruri. Și cel puțin în zona în care am fost, care este mentalitatea lor? Slujitorului Dumnezeu trebuie să fie 100% dăruit lucrării și la dispoziție, iar biserica trebuie să aibă grijă de el. Și zic, bun, voi cum vă îngrijiți de slujitor? În funcție de nevoi. Ce noi ne uităm, acum are un copil, e numai el și nevasta, așa. A venit a doilea copil? Noi trebuie să plusăm ceva că a venit a doilea copil? A apărut o problemă? Deci îți dai seama totuși oameni maturi care spuneau omul acesta... Acum, cum văd eu? Cum le-am explicat? N-am avut din nou niciodată probleme. Eu am încercat să fiu deschis cu oamenii și poate că asta a ajutat văzându-mi inima mea. Eu personal cred că mulți slujitori ar putea face și altceva. Că nu sunt nici fără minte, nici... cu dizabilități sau ar putea, și chiar ar putea câștiga bani mai buni. Eu cum văd ideea aceasta? Dincolo de partea biblică, un grup de oameni, când poate fi și un slujitor pe o categorie de oameni, nu neapărat pe o biserică, dacă vorbim de o organizație mai mare, o instituție mai mare, văd un dar al lui Dumnezeu în viața ta. Și ei spun, noi am vrea ca darul acesta să-l folosești mai mult aici. De ce să-l folosești 2 ceasuri? Când poți să-l folosești 6 ceasuri și spui, bun, dar am și o familie, trebuie să-mi întrețin familia. Și eu vin și spun, noi ne ocupăm, te ajutăm să-ți întreții familia, nu te mai duci acolo la cărămizi sau nu știu unde la faraon ca să-ți dea banii ăștia, îți dăm noi cel puțin banii ăștia sau aproape banii ăștia, că de multe ori cobori când este vorba de câștig, ca tu să investești mai mult în ceea ce a pus Dumnezeu în viața ta. Mi se pare o gândire mult mai realistă, mai aproape, nu că cineva are nevoie de nu știu ce și... A avut însă și Pavel momente când a fost implicat full-time și a avut și momente după nevoie. Cred că trebuie să știm să ne și adaptăm. Oh, sigur că ne facem pilde turmei, să ne adaptăm și să fim mulțumiți cu ce avem.
Bun, eu aici, deși eu sunt de acord că slujitorii... Bun, eu plec de la un lucru biblic. Munca trebuie plătită. Munca, nu lenea. Dar noi acum despre muncă. Munca trebuie plătită, dar dacă unii dintre cei slujiți ar merge pe ideea lasă mai face altceva, eu n-aș risca pe chestia asta, pentru că nu e nici așa de ușor... Vezi, dacă vorbim de Apostolul Pavel, că făcea corturi, nu știu ce însemna să faci corturi atunci, dar poate puteai lucra un ceas, lăsai, discutai cu ăla la alt. Acum, dacă te duci undeva, nu te poți duce un ceas, după asta ăla are nevoie că eu muri câinele, te duci să-l consiliezi, îi spui șeful, vezi că eu mă duc un ceas, că eu muri câinele, ăla vine înapoi. Deci nici ca om slujit nu m-aș risca că atunci când am eu nevoie de slujitor, el să spună, știi, îmi pare rău, sunt la corturi, vin peste două zile. Tu peste două zile o crăpa sufletul în mine și am terminat-o. Deci de asta cred că trebuie să ne gândim. Cred că dumneavoastră ați punctat adineauri că și pastorul trebuie să fie deschis, să comunice, poate nu cu toată biserica, dar cu comitetul sau cu un grup intim, să-și comunice nevoile. Nu? Să fie sincer, cum Apostolul Pavel stă de vorbă cu cei din Tesalonic și spune: am fost între voi ca un tată, ca o doică în altă parte. V-am sfătuit, v-am adevedit, v-am sfătuit zi și noapte, am plâns. Deci dacă ar fi genul ăsta de relație intimă, deschisă, apropiată de oameni, adică oamenii știu că ca să merg să-i vizitez și e în celălalt capăt al orașului, îți trebuie mașină, combustibil. Din experiența mea din cei 10 ani, puțini ani, vă spun că niciodată ei nu au întors spatele, au știut lucrul ăsta. O biserică slujită, așa cum trebuie, cu un pastor dedicat, înseamnă că și un pastor e binecuvântat acolo și întotdeauna eu cred că Dumnezeu va purta de grijă ca pastorul să-și... Eu am o problemă și vreau să o spun, poate unde o să supere pe mine, dar am o problemă cu pastorii care se plâng de bani. Sau că nu le ajunge, sau... Eu am o problemă personală cu ei. O problemă cu problema lor, nu cu ei ca indiviz. Nu cu ei ca indiviz, da. E, acum, nici biserica pe care o slujesc eu nu e mare și nici salariul care l-am eu nu e foarte mare pentru București, dar poate e un salariu cel mai modest dintre cei au alții. Însă, întotdeauna frații și Dumnezeu au purtat de grijă. A te plânge de bani și a nu face lucrarea că nu ești plătit, de punctul meu de vedere, acela nu este slujitor. E o problemă. Ia și slujește, ia și fii harnic. Tot ce văd ochii tăi, cum spune Scriptura, fă, tot ce găsești cu cale, fă. Și Dumnezeu nu rămâne dator. Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Am vrut să spun referitor la faptul că trebuie să ne comunicăm nevoile ca slujitori. Eu n-aș pune păstorul în poziția asta de a trebui să spună și să ceară. Aș merge mai degrabă pe ideea ca biserica să aibă o persoană responsabilă și darnică, nu zgârcită, care să se ocupe de nevoile păstorului. O persoană care să fie întotdeauna în gardă și să urmărească. Ăsta este idealul. Așa cred că ar fi ideal. Deci nu trebuie păstorul să fie pus în situația nu mai am bani, trebuie să spună. Că vrei, nu vrei și când comunici într-un fel, tot te plângi. Da, eu aici sunt de o altă părere decât fratele meu. Deci eu ca la orice altă muncă îți poți fi deschis, onest, cu oamenii cu care lucrezi, curat, sincer. Fraților, astea sunt nevoile, ăsta e programul. Dacă se poate, bine, dacă nu... Iarăși bine găsim. Deci trebuie să fii onest, deschis nu se și să nu mai intermedieze. Sau... Până la urmă, asta e viața, toți trebuie să trăim, avem copii, avem familii și știi ce vreau să spun eu? Mulți spun, bani, iar despre bani în biserică. Dar Biblia vorbește cel mai mult despre bani, nu? E un subiect în Biblie... Vorbește despre toate astea. Dar despre bani, adică până la urmă, de ce să fugi de subiectul ăsta spune că e nespiritual? Nu, e un subiect la fel de spiritual ca altele. Odată aranjat și stabilit bine, e acolo binecuvântare. Cu voi văd că nu putem să terminăm toate, dar ne apropiem de final. Înainte de a le mulțumi eu celor care ne-au primit încă o dată în casele lor și au avut răbdare cu noi, sper că ați învățat ceva. Dacă n-ați învățat nimic altceva, vă spuneți ce să învățați. Dacă nimic nu v-a plăcut din ce am vorbit, spuneți: Doamne, oamenii ăștia chiar au nevoie de ajutorul Tău, să ne rugăm mai mult să-i binecuvintezi și noi suntem câștigați, iar voi sunteți câștigați că ne-ați adus înaintea lui Dumnezeu și schimbările din viața noastră
O să vă adune nestemate în cununa voastră, pe care sper că o doriți și vreți să-i închinați apoi Creatorului. Gândiți-vă că aveți în fața voastră o categorie de oameni, indiferent ce categorie vreți voi, alegeți repede o categorie și dați-le un îndemn, un sfat, ceva. Vreau să mă adresez celor tineri, celor care poate doresc să slujească. Eu am fost un tânăr foarte emotiv și am spus: Doamne, dacă Tu mi-ai emoțiile, eu Te voi sluji. Doream să mă rog și simțeam că mi se pune un nod în gât și că bate inima, bam, 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 bam. Încercam să am câteva gânduri legate. Nu vă spun că au fost momente când la amvon mi-am uitat sub punctele și punctele predicii, că să fac recapitularea, mă uitam prin caiet, nu le mai găseam și mi le șopteau alții de pe lângă mine. Dragilor, ce vreau să vă spun e, când vrei să slujești lui Dumnezeu, Dumnezeu te echipează cu tot ce ai nevoie. Am vorbit și despre puterea pe care ți-o dă Dumnezeu, faptul că El te încinge cu putere, cu har. Doar tu să vrei să slujești. Durerea mea e că, nu știu acum procentul exact, dar cei mai mulți aleg să nu slujească și tot mai puțin aleg să slujească. Provocarea mea e: slujiți pe Domnul cu tot ce aveți și veți fi fericiți și binecuvântați. Și vreau să spun ceva despre slujire, că tot suntem la capitolul slujitor și slujire. Slujirea e ceva frumos. Am spus că sunt greutăți, dar slujirea e ceva minunat, ceva ce merită să investești. Și cine slujește pe Dumnezeu, acela este câștigat. Și nu, ai zice că există domenii mari de slujire sau domenii mici sau cel există? Mai mare, da, există domenii mari și cel mai mare domeniu de slujire este spălarea picioarelor. Adică să-i slujești pe cei din jurul tău. Eu spun mereu, cine deschide porțile și bisericii și cine dă cu mătura bisericii, cel mai mare. E o slujire importantă. Sigur că da. Fratele Ovidiu, mi-a luat cumva gândul, am vrut și eu un gând pentru tineri, să nu-și irosească viața, ci să o pună în slujba lui Dumnezeu. Un verset pe care aș vrea să îl citesc și eu în încheiere. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Pavel a avut parte de o predare totală pentru Dumnezeu. Când alții credeau că urmează să fie întemnițat și omorât, în Fapte, capitolul 20, îl vedem pe Apostolul Pavel dedicat lui Dumnezeu. Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și înrupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus Hristos. Cred că avem nevoie și vă încurajez din toată inima să existe o predare totală din partea dumneavoastră pentru Dumnezeu. E adevărat, ne închinăm lui Dumnezeu, ne ducem la slujbe, cântăm, ne dedicăm oarecum lui Dumnezeu, dar vă încurajez din toată inima. Predați-vă total lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea nu doar să-i predăm sufletul nostru să-l mântuiască, și Dumnezeu vrea să-i predăm și viața noastră pe pământul acesta în mâinile Lui. Vrea să o folosească, El să fie stăpânul care se folosește de noi. Vă încurajez, dați viața Lui Hristos. Fără o predare totală nu o să ajungem departe în viață. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Mulțumesc frumos că ați fost împreună cu noi. Domnul să vă binecuvinteze pe voi și casele voastre. Încă o dată vă mulțumesc tare mult că ne-ați primit în casele voastre și în inima voastră, sperăm. Aș vrea să vă las și eu un gând. Poate o să fie mai multe gânduri, dar să-i zicem un gând. Nu știu, mă gândesc că poate poți să ne urmărești și să n-ai nicio legătură cu biserica, da, de cum cu slujirea. Dacă ești în situația aceasta, n-aș vrea să ratez ocazia să afli că Dumnezeu chiar te iubește și Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine, a purtat păcatele tale la Golgota. Aș vrea să știi că veșnicie există, cer există și este glorios și chiar se poate ajunge de pe pământ acolo. Prin credința în Domnul Iisus Hristos, renunțând la greșelile și la păcatele noastre. Și dacă cumva din întâmplare sau Dumnezeu te-a călăuzit să prinzi măcar aceste minute, gândește-te mult la relația ta cu Dumnezeu și la împăcarea ta cu Dumnezeu, la o relație personală proaspătă care te ajută și în viață și în veșnicie. Mă gândesc la cei care sunteți împreună, familiști. Înainte de a vă gândi la slujirea din biserică, poate sună aiurea, dar vreau să vă spun lucrul acesta. Gândiți-vă la slujirea din familie. Bărbaților, slujiți-vă soțiile, părinților, slujiți-vă copiii, nevestelor, slujiți-vă bărbații. Și dacă întrebați de ce, pentru că asta a făcut Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Nu poți să spui calp pe urmele lui Hristos, îl iubesc pe Iisus Hristos, îl urmez pe Iisus Hristos, dacă nu mă gândesc la slujire și pe cine să slujesc, să-i slujesc pe cei din casa mea și poate că de multe ori pe aceia îi neglijăm cei mai mult. Și apoi,
Dacă vă gândiți la slujire și spuneți că nu puteți face lucruri mari, că nu aveți daruri deosebite, începeți cu cei de lângă voi. Colegi de muncă, colegi de școală, vecini, cu cele mai mărunte lucruri, de la un bună ziua, a spus frumos, de la un zâmbet, de la o întrebare ce mai faci, de la o întrebare dacă vrei, mă pot ruga astăzi ceva pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Să știți, așa cum noi slujitorii v-am spus că avem nevoie de rugăciunile voastre, și vecinii noștri s-ar bucura să ne rugăm pentru o problemă materială, pentru una spirituală, poate colegi de școală, colegi de facultate, colegi de muncă pentru care nu s-a rugat nimeni niciodată. Să știți că unii s-ar putea în prima fază să fie șocați când tu te arăți disponibil, dacă nu altceva, să ajuți cu ceva, măcar să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Pune o întrebare, pleacă genunchiul înaintea lui Dumnezeu, ridică mâinile pentru ei și dacă nu ai nicio altă idee și noi nu te-am nimerit, ești în categoria în care nu te-am nimerit nici cum, ești un bătrân care nu știe cum poți să slujești sau altceva, atunci chiar îți dăm o idee faină. Există unul care ne-a chemat la slujire. Avem acces înaintea lui la orice oră din zi și din noapte. Dacă nu te-am ajutat noi cu nimic, poate te ajut cu gândul acesta. Așa stă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, aș vrea să slujesc cu ceva, aș vrea să slujesc pe cineva, n-am nicio idee, n-am nicio variantă, nu cred că sunt bun de nimic, dar dacă tu îmi dai vreo idee și mă ajut cu ceva, sunt la dispoziția ta. Să știi că rugăciunea aceasta este foarte riscantă. Fă-o, asumă-ți riscul și vei avea parte de experiențe binecuvântate. Așa dorim să-ți fie viața în continuare. Experiențe frumoase cu Dumnezeu și am vrea ca veșnicia să fie o singură experiență. Gloria, slava, în închinare veșnică înaintea Tatălui. Fiți binecuvântați pentru ca să vă folosească Dumnezeu pentru binecuvântarea altora.